Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Prime Hacking alături de MG. Salutare tuturor. Ce cu la coaie trăiți iar? Ia zile rajbe, că iar eu am probleme cu voi și tu. A, da, e și frate meu aici, a zis și el, nu știu dacă l-ați auzit, bă băieți, e și frate meu aici, bă băieți, și frate meu vrea să se apuce de legit hacking și el, așa că dacă strângem 2000 de like-uri la acest episod, putem să luăm în considerare acest aspect, un copil de 7 ani să facă legit hacking pe CSGO. Ați mai auzit voi așa ceva? Și în acest episod, după cum ați văzut și în titlu, o să vorbim despre cum să vă îmbunătățiți Trust Factor-ul aici alături de MG. Despre cum să vă îmbunătățiți Trust Factor-ul, să nu vă luați bani. Mamă, coaie, lucreți a 2K, it's on fire. Cum să vă îmbunătățiți Trust Factor-ul ca să nu luați bani pe matchmaking, adică overall și alte chestii de astea. Cine vrei? Hai să facem așa, zicem câte un sfat fiecare, începe tu, frate. Zi un sfat, cum să-și îmbunătățească oamenii Trust Factor-ul, mane. În ce fel trebuie să faci ore pe CSGO? Da, deci să nu joci cu wall, după părerea mea. Da, deci un prim aspect ar fi să... Prim aspect? Nu cred că m-am exprimat așa de bine, dar în fine. Deci un prim lucru pe care ar trebui să-l aveți la cont ca să aveți Trust Factor-ul bun ar fi să aveți multe ore pe CSGO. Puteți să faceți chestia asta ori să vă țineți CSGO pornit voi la voi în PC, ori să vă cumpărați de pe un site. Sunt un milion de site-uri de power boosting, adică site-urile alea, dacă plătiți, nu știu, eu am plătit, de exemplu, 1 euro, deci 1 euro pentru 600 de ore și pentru 1000 de ore, nu mai știu, 2 euro sau ceva de genul. Deci cu 1 euro vă puteți boosta 600 de ore pe CS, mamă, m-am urât unul din site. Pentru 1 euro vă puteți boosta 600 de ore pe CSGO și, după părerea mea, 600 de ore sunt mai mult decât suficiente ca să aveți un Trust Factor cât de cât ok. Și, by the way, mai aveam o întrebare pentru voi, o să aveți un straw-pool în descriere. Puteți să votați acolo cum vreți să fie episoadele mele de CS, să fie needitate cum e ăsta, adică să pun tot meciul, mă rog, pun intro-ul la început și chestia asta și să nu editez nimic din meci și să discutăm chestii interesante, sau cum fac celelalte episoade, să pun doar fazele interesante, adică când omor pe cineva sau chestii de astea. Aveți acolo un straw-pool în descriere, puteți să votați, bă băieți. Și hai să ne continuăm subiectul nostru cu Trust Factor-ul. Deci orele în primul rând și în al doilea rând să nu dați report-uri la toată lumea meci, adică uite, eu să zicem că ăsta mi-a dat head, nu mă duc imediat și dau report, deci nu dați report-uri așa în prostie. Nu știu dacă ai auzit chestia asta, bă, MG, mi se pare că a fost discutată și pe Steam Community foarte mult, că dacă dai foarte multe reporturi în prostie, îți cade Trust Factor, ai auzit? Da, am observat și o chestie, deci, să dau reporturi decât dacă la dați, cheater, exact, foarte obvious. Doar la cheater, sau pentru la că dacă dați sau la report, griefer, care e chiar sau la griefer, da. Bine, în mare parte, dacă dai report și omul după câteva zile și a ban, nu te afectează la Trust Factor. Deci trebuie să dai reporturi justificate, să zic așa. Deci nu poți să-i dai report la unul că ți-a dat cap, pentru că o să scadă Trust Factor-ul dacă dați multe reporturi în meciuri. Deci asta e și pentru oamenii care n-au cod. Nu mai dați reporturi în prostie. În al treilea rând, comandurile. Stați să vă... Mamă, nu-l vă pe la sus acolo și cred că unul e după cutia asta. Nu-i după cutie. S-ar putea să fie în site, băieții. Bă, de unde trage? Stai că trage unul după mine. Ah, uite-l mă aici. Să mor tu, că nu-l omor. Mor, mă, frate. Jucăm cu, pe contul Lucreția 2K, băieți, tot contul ăla meu de Prime Jumecher, rău de tot. Unul e sus aici, că am luat M4, plantează mane, că-l omorâm noi pe băiatul ăla. Ok, bravo, beta tester. Și beta tester, stai că ești tu, de ce ai zis bravo, beta tester? GGSV, cum e GGSV? Mamă, cu pingul ăsta parcă nu prea coaie. Am ping 88, mă, iau ping toți 30, frate. Da, în al treilea rând, trebuie să aveți comenduri, frate, multe comenduri pe CS. Nu știu, eu, de exemplu, am un Trust Factor destul de ok pe contul acesta pe care joc și am 247 de comenduri, mă rog, în jurul a 240 de comenduri, deci trebuie să aveți multe comenduri. Dacă nu aveți pe cineva cu comand boot sau chestii de astea care să vă bage comenduri, puteți să le spuneți la prieten să vă dea comand. Mai intrați pe, nu știu, pe server, le mai ziceți la lume, bă, hai că dau comand, dați-mi voi comand, nu știu, dacă e interzisă chestia asta pe server, nu faceți că vă luați bani. Mă rog, faceți voi, încercați să faceți rost de cât mai multe comanduri, dacă... Dar de obicei să le iei în competitiv, că alea se pun. Da, de obicei, nu știu, mai le mai ziceți și voi la ăștia din match, man, comand for comand. Da, exact, comand for comand, ziceți, bă, man, ai comand you, you comand me, știți chestii de astea. Să aveți multe comanduri, eu am 247. Și ce aspect ar mai fi așa? Dați seama, am auzit că și... un cont cu loyalty badge. Da, asta am vrut să zic, fix asta am vrut să zic acum. Considerai că ai contul de mai mult timp și da, se fix vede asta, că ai jucat, nu știu cum... când era non-prime-ul plătit, se vede că ai jucat legit. Da, deci asta, fix, mi-ai citit gândurile, jur că fix asta am vrut să zic, că un cont cu loyalty badge are avantaje. Și nu întrebați cum să faci rost de loyalty badge, nu mai ai cum să faci rost, doar dacă ai un cont dinainte să se facă CSGO free. Hai să închei unul aici, da, în dreapta. E contul sau... meu main. Da, deci trebuie să aveți un cont făcut înainte de chestia asta să se facă CSGO free și aveți loyalty badge. Eu, de exemplu, pe contul ăsta am contul acesta dinainte să fie CSGO făcut free. Și am loyalty badge. Ai grijă să nu mori, bă, beta tester, remanei. Că, na,
E greu. Hai că l-am văzut pe ăla, mort. Am auzit pe ăsta? Bi l-am omorât eu, mane. Sau le-ai auzit din side. A, să-l omor eu, mane, pe ăla din side. Da, că nu. Ai, nu l-am văzut, deci. Hai că luăm un AK de aici. A, l-am văzut. L-ai văzut? Da, mort. Bine, mă, Lucreția. Și, na, cam așa, să aveți și, uite, și medaliile astea. De exemplu, cum am eu 2020 service medal. Și asta ajută la Transfector. Foarte mulți factori, nu e neapărat. Nu sunt doar unele chestii, și overwatch-uri când faceți. Deci dacă aveți un cont cu overwatch și faceți foarte multe overwatch-uri și vă dă XP de ăla de overwatch că ați dat corect verdictul, și ăla ajută foarte mult la Transfector. Sunt mai mulți factori, eu ce v-am zis acum cu MGS, principalii factori care vă ajută la Transfector, știți? Deci eu aveam Transfectorul pe contul ăsta, nu știu dacă mai știți de pe live-uri, la toată lumea, până și la aia cu non-prime le zicea că am Transfectorul pe roșu. Deci gândește, bă, Sky, Sky, doamne, MG-ule. Hai că Sky. Dacă le zicea, le zicea și la ăștia care n-aveau Prime și juca cu mine, cu aia le zicea că am Transfectorul low, știi? Și eu am cont cu Prime, cu aia. Deci aveam Transfectorul foarte low pe contul ăsta. După ce am început să fac ore, mi-am luat boosting service de ăsta de ore, am jucat, am făcut și service medal, n-am mai luat reporturi, imediat mi-a crescut. Deja am Transfectorul, eu pot să zic că mai sus un pic de galben. Mamă, e unul cu antapurile acolo în side mort. Bă, e aici, bă, e aici. Bravo, Sky. Bă, de ce tot zic să ai o termina? Ia, mă, dacă-ți dă puțită la... Mamă, ce lamă mi-a dat. AVP, AVP, așa. Și că iau runda, și că iau runda. Nu, 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 mouse-ul, mă! Mă, mouse-ul, mă! Mouse-ul, mi s-a blocat mouse-ul iară, mă. Mă, nu, mă, nu, nu, că nu mere, mă, nu. Mi s-a blocat mouse-ul când am vrut să-i dau flick, frate. Puteam să-i dau flick și mi s-a blocat mouse-ul. Na. Oricum, acum asta râde de mine, vezi, doar tână ăla râde de mine, zice că-s praf, că nu știu ce, deci, practic, sunt scutit de reporter meciul ăsta, zic eu. Mamă, ăștia mă înjură acum, după ce că-s pe primul loc și Karma mai și înjură, mă. Ha, te înjură și pe tine, bă, pe MG-ule. Boost me, bă, dă-mi boost, dă-mi boost. Te-o înjura și pe tine, ăștia mei, blue, you fucking noob. No, bad. Deși, no, bad, ne-a dat ce tapuri de ăsta. Dă-mi mare boost. Mamă, coaie, mi-ați dat amândoi. Băi. Bam. Mamă, frate, mi-e și frică să dau pic aici. Mi se blochează mouse-ul foarte tare și e enervantă chestia asta. Mă, ce? Ok, unul aici. Mamă, ce obvious a fost asta, mare overwatch ban, ce o să-mi iau, bă, Sky-ule. Bă, de ce zic, bă? Ok. Mamă, ce mă ține prost. What a delay, man. O să-mi iau mare ban după meciul ăsta. Ce timing-ul a avut, mă. Yeah, I give up this game. Mamă, frate, ce... Bă, auzi scopul, mă, bă, îți doi acolo, mamă, frate. Nice, one more, man. Bine, mă, băiatule, mă, bine, mă, băiatule, mă. Ionix ăsta se uită la... No, spune-i că-i side. Că mie nu merge microfonul și mă dispără. Side, bro. Doamne, mă, Ionix ăsta sărac, cum e și milă de el, mă, frate. Să mă apuc să joc, că nu mai cam 3 cu 4. Bă, nu știu, mani, eu am 10 cu 3, eu sunt decent. Mamă, nu știu cum a luat Phoenix ăsta. Zic că stai așa, că nu-l văd acum. Tu ai wall-ul la buton? Are skit-ul wall la buton? Nu, n-am băgat wall-ul la buton, dar am radar-ul. Dar are wall la buton? Are wall la buton, dar nu nice skit. Hai bă, ia-și tu și de câteva tapuri meciul ăsta, mane, că ai... M-aș lua eu acum și aș băga un ace cu one tap deagle, dar... E riscant. Da, hai să le dăm runde asta. Ai amândoi pe B și le dăm tapurile aia din B, bine? Da. Hai că m-am enervat, mă, meciul ăsta, bă, băieți. E meciul meu de rank up, sper că am jucat deja 5 meciuri și le-am câștigat pe toate, toate cu 30 plus kill-uri, frate. Nu știu ce e cu ranking sistemul ăsta și dacă acum pierd un meci pe pariu, că mă dă MG-ul, nu, mă, frate. Știu eu cum e ranking sistemul ăsta de la ACS. Bă, alul. Dăgeau ăștia din toate. Ia uite, stai că am wall-ul activat. No. Hai că l-ai jumate. N-am dat grenadă. Nu, mă, dar mă enervează, mă, ăștia, frate, cu grenadele lor. Mama, da, mare flash-ul, mă, frate. No, hai că plantez. Nu faceți bloc. E unul heaven. Bravo. Hai că mi-activez wall-ul, că e riscant deja. Hai, dă pic, mane, să-ți dau un tap cu deagle-ul. Hai că runda asta e a noastră, avem side-ul. Hai că țin wall-ul activat. Uai, ce pic a dat ăla, mă, ăsta e pro player, mă. Am văzut picioarele. Mi-a dat mare backtrack doar tână ăla, nu știu cum să zic. Ai văzut ce backtrack mi-a dat ăla? Da, așa. Mi s-a părut că mi-a dat mare backtrack acolo. A dat backtrack ăla, nu? Da. Doar tână. Backtrack. Stai, lower musă at backtrack. Is obvious. Îți dă asta seama instant ca în codere acum. Ia să vedem. Mamă, dar rank 17, mă, frate. E urât.
Am zis să nu jucăm obvious. Mane, tu tot 3 kill-uri ai, bă, Mane, bă, bă, MG-ule, bă. O să dau acum, urât, frate, urât, urât. Urât. Ia uite, 10 cu 4 pe contul ăsta cu servis medal. Tu ai servis, uite, tu n-ai, frate, sărăcie. Nu, aia, dar am operațiune. Aia am vrut să zic, aia ultima operațiune de a apărut acum? Da. Nice. Am vrut și eu să-mi iau, dar știu că jucați un meci obvious pe contul ăsta, așa am zis că n-are rost că o să-l banez oricum. Dar uite că n-a fost să fie, din păcate. Din fericire, de fapt. Mamă, dau pic pe site dacă mă moară ăștia. Opa, opa, l-am văzut pe ăla. L-am omorât, perfect. Și mai e unul în side. Ba nu, s-a dus City. Hai mă, plantați bomba. Veniți, a, și plantați bomba, băieții mei. Mamă, dacă îi dădeam un one-tap la asta acum. Aoleo, e unul City. Dar de unde? Mamă, dar cum e ăsta site, frate? Lucreția 2 ca is on fire. Gata, m-am panicat ca prostul. Bă, Mane, cum tot mori? Cum mori fiecare rundă, Mane? Mi-a dat pic ăla și m-a omorât instant cu triggerul. Cine, Hippos ăla? Sau doar da. Până? Uite-și pe ăsta, mă, frate. Hippos? Și-a băgat și Hippos cu servis me... Da, uite cum dă. Mă, cum trage, mă, frate. Să dau pic cu triggerul. Ia, spune la green... Green drop AVP, I give you AK. E un drop PVP? Bă, zi mă, frate, bă, green-ule, unde ești, Mane? Mamă, și-a luat omul AK, mă, frate, mă doare capul. Mă doare capul. Hai pe B. Băi, nu vreau să bag obvious pe meci. Bă, hai pe B, mă, beta testare, ce faci? Vii pe acolo pe mine? Da, dar vreau să-i baci pe... Vreau să încerc să bat pe cineva. Mamă, dacă mi-ai luat un AVP, Mane, eu cu AVP o-s bun cu... Are AVP ăsta pe B. Aha, bagă-te în fața mea, green-ule, bravo. Mamă, direct flash în muie mi-am luat, mă, frate. Sper că nu mă vede de aici. Nu mă vede, perfect. Bă, ești nebun? Bă, cum i-a lichidat ăsta pe ea din B, mă, frate? Și am și AVP. Mamă, visul meu, frate. S-a îndeplinit visul. Hai, haideți pe B cu bomba. Hai că-mi dezactivez o lucru, nu mai e nevoie. Haideți pe B cu bomba. Bravo, bă. Bedes. Hai că am eu movement dacă e ceva. Așa mă gândeam și o mâne. Unde-i mă? Oh, Uliu, heaven! Bravo! Mamă, dacă dădeam shot-ul ăla eram... Am făcut roșii zeu. De AVP. Ce AVP? Are skin măcar să fie? Arată șmecher sau e default? A, pe AVP fără skin am e și stoc. Eu. Dă-mi un bus pe mid, să iau pe ea de pe mid și voi duceți-vă pe ea. După aia o iau eu pe short, sau cum se numește la connector. Nu le prea am cu cash-ul. Și rupem. Connector. Garaj, adică. Nu, că nu iau pe garaj, mă. Eu iau pe mid și după aia mă duc pe acolo, în dreapta, pe mid. Ăla nu-i short. Nu. Dar ce-i? E highway. Mamă, bă, flash-ul ăsta, blanao. Sper că l-am... Mamă, au AVP pe mid, fii atent. Și nu mai are tu pe o să de... Bă, ce... A, nu, e jos, om. Mortu, nu? Ok. Au dat rush pe... Da, rush pe main. Mamă, ce quick scope i-am dat la asta, mă, frate. Rush pe main, băieții. Ok, bam. Dăm... Bă, vezi că e unul în spate. Nu știu dacă îl vezi, dacă ai chemsuri sau nu, dar... Da, știu, l-am văzut. E în spate, dar... omul. Mamă, mă, ce pic urât mi-a dat. Bă, ia runda, te rog eu, beta testere. Ia runda, Mane. E smoke. Vezi că ăla e info, ăla e info că e acolo. Ăla e info că m-a luat din dreapta și s-a văzut cum s-a dus, bravo. Da. Și ăsta, bă, l-a văzut, cred că l-a văzut pe ăla. Stai să vedem. Da, ba nu, că ăla e pe garaj. Stai că zic eu când l-a văzut. Că tu-i dai imediat cu aim-ul pe AVP. Stai să vedem că zic eu când îl vede. L-a văzut, bravo, mă. Bă, frate, și la Prime, la Transfectorul ăsta, scodați, mă, frate. Bine, nu știu, mă, dacă au ăștia coduri neapărat, sincer, că nu... Parcă nu a jucat chiar așa de obvious. Băi, n-a jucat obvious, dar joacă cu trigger-ul, gen, și dau flick-uri. Țin trigger-ul și dă flick și e ușor să-i da, ăla primul, la rang 17, e dubios, da? La al doilea, cu două service medaluri, nu prea cred. Are două, dă-l morților, n-o fi cont cracat acum. Mai știi? Eu dau și cu service medalurile. Păi și eu am dat rage pe un cont cu Supreme 800 de winuri și... Ce 800? 920 avea și... Oh, 5 servis medaluri, bravo, Mane. Hai să vezi ce te înjură la acum. Prin smoke? Să vezi ce te înjură la acum. Și legit bă, tu-i praf pe skit. Cum, nu înțeleg cum, dar în fine. Să vezi ce te înjură la acum, Mane. Băi, au e clear, nu știu cum să vă zică vouă. Hai, Mane, plantează bomba. Am încredere în tine. Ai tras in your powers. Ok, ăla are one tap de la mine. Ok, Mane. Să vezi ce rupem pe ăștia acum. Să vin aici, în city, să-mi dea pic. Aștept. Bă, ăștia nu vin să dea defuse la bombă, n-au nicio treabă, mă. Bravo, bă, Phoenix. N-au ăștia, mă, treabă, frate.
No. Bravo. Bă, un nave pe ce... Ok, ultimul e pe City. Ah, oh, un Deagle. Ah, hai că e Deagle ăsta dacă e ceva. Smoke, hai că e ăsta Deagle. Stai că putem să fac schema aia lui... Alu Sound Off. Așa, mă-ți dau un anta pe mine, asta era schema lui Sound Off. Tu-l știi pe Sound Off, mane? Sound Off? Nu știu. Era Zoom dinainte, prin 2015 era. Era e Zan din 2015. Nu, e de asta, ca Zan. De făcea scheme de astea. Aaa. Numai că omul nu făcea faze direct din matchmaking, le filma demo-urile și le edita super fain, știi? Bă, băieți, care îl știți pe Sound Off, ia lăsați un comentariu. E old school, frate, mamă, Sound Off, sau pe Funnel, știi? Pe pun ăla. De juca cu da, lor. Da, da, m-am zis. Rupea ăla pe ce se ești nebun, bine, la n-avea acolo. Bihopurile cu alea. Da, rupea da. Cu bihopurile cu alea. Bine, Fun, nu știu dacă făcea neapărat bihopuri. Loliu făcea, dar oricum am uitat la faze de alea de pe ce se surge, dar alea mă rupeau, mă, ce se ești nebun. Era... Bă, nicio șansă n-aveam, mă, frate. Nici cu codul, cred că ăla dacă ne băgăm codul contra el. Bine, ăla omul s-a lăsat. Nice. Good job, man. Ce se crizează, mă, la așa că câștigăm? Ce are? O puma space? Uite ce m-a speriat. Heaven, heaven, da, 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 mane. Stai liniștit că știu. Cred că l-am... Mi-a dat fire-ul ăsta perfect pe mine, dar îi dau smoke. Hai, mane, dăm pic. Dăm pic din heaven, ia uite că l-am văzut. Bam, pic, ok, head, plantez bomba. Lucreți a doi ca bă, băieți. Nu, bă, date, bă, mă, ce, bă! Vezi că, vezi că e side, e side. Și unul în spate. O tras pe tine, mane, bravo. Dă-i flick, dă-i flick. Hai un flick de la. Bravo, mane. Bă, cât de cât tupeau au ăștia, mă, frate. Așa tupeau n-am mai văzut în viața mea. Tu zai seama, mă, ăla știa că side-ul e plin. Eu plantam bomba, omul a intrat prin city. Prin mare smoke și mi-a dat direct în side. Ești nebun? Cred că au și puțin wall, nu știu ce să zic. Că bă, probabil că da. S-au avut info. Eu zis ăla primul de la ei, bă, vezi că e doar unul side, restul nu. Du-te repede și omoară-l. Sau nu știu, nu-mi explic. Că ăla știa că side-ul e plin. Avea de unde să știe că-s doar un side. Că am omorât pe ea de ea încăcat. În fine. Las că luăm meciul. Fac iară 40 cu 10. Nu e problemă. Mamă, frate, m-au rupt ăștia cu leșurile. Mamă, frate, mi-e și frică să dau pic pe ăștia. Bă, 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 bă. I-am dat 84. I-am dat granada singur. I-am dat la 1.84. Stai că e heaven prostul, moare acum. Bam. Oho, ce-ai făcut, bossule? Ok, unul în city, bravo. Unul side, unul side, unul side, unul side. Oh, fuck. No, bine, mă spargi tu, bă, bă, ăștia vin din toate părțile, mă, n-ai ce să le faci. Doamne, mă, vezi că-l știi pe unul. Oamă, ce backtrack i-ai dat să-mi bag. Da, adevărat, spar cu de la din ragebot, mă. Ăla, cred că era deja în sideback când la el pe ecran, nici nebun, și l-ai omorât. Vezi că-l știi pe unul aici, prin căcat. Nu, 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 du-te în city, du-te în city și dă-i prin ăla de... Bravo. Ultimul side, hai că-l știi side, că se luptă ăsta cu el, du-te repede și dă-i side. Că se luptă bedes ăsta. L-a văzut side. N-ai un nade ceva să-i... N-ai. N-are prostul ăla, dar nu-o dat. One shot. Bravo, mane, bravo. Am dat force body aim ca să nu se vadă aici botul urât. Da, da, da. Dă-și mie un AVP, mane, dacă ai bani. Ai 14.000. Da. Uite. Dar joacă și tu cu un AK sau cu ceva. A. O dă bine legit botul pe AVP de la skit. Da, o dă, dar e mai mult backtrack, gen. Nu, eu am aici... Bine, eu mă joc că... Îți trebuie un semi-rage lua pentru... O să-ți arăt. Unity-ul e badass, e cred că printre cele mai bune la legit, ești nebun. Eu am cumpărat și un semi-rage lua, dar poți să găsești și pe form 1. Nu știu, mie Unity mi se pare sincer printre cele mai bune la legit. Are legit butul ăsta, dacă știi să-l configurezi, poți să le dai numai capete la ăștia și nici măcar nu-ți dau seama că ai cod, știi? Deci nu s-a arățit deloc. Bine, eu am setările camarele, am FOV-ul și 1 pe unele chestii, știi? Și normal trebuie ținut pe 0.4, dar nu tremură deloc țintai. E forță la legit. Asta e fain. Mai ales la AVP. La AVP poți să joci cu FOV-ul și 4, că nu își dă nimeni seama. Pe AVP e legit majoritatea timpului. Da. Nu, mă, frate, n-ai cum. Opa, l-am văzut capul ăla. Am văzut capul, opa. Nu, manei, ce-ați făcut? Aoleu, aoleu. Mamă, coaie, nu, ăștia... Ăștia smurfer ceva sau cheater, n-ai cum să joci așa, mă, frate. Am dat ca dracu. Hai, mă, faci tu kill-uri, manei. Să fim aici amândoi primii. Hai că fac aici niște setări pe Deagle, să iau runda asta numai în one tap de Sir Deagle. Bă, da, am 0.7 FOV-ul și head. Hai să dau și o backtrack-ul ăsta mai mare, îl dau pe 120. Abia am la 80. Hai, PB. Băjeți.
Da, cred că în episodul trecut am făcut service medal, bă băieți, și o să vă zic în episodul ăsta, bă băieți, cât credeți că o să ținem contul ăsta fără să iau bani, bă băieți. Mamă, dacă îi dădeam la startup acum, ha, așa din mers. Ok, dăm pe lângă el să nu se vadă cam wall și acum de nu-i dau eu una. Ok, aici e cam prost, suntem cam prost puși. Ah, fuck. Hai, mai dă-i un pic, mai dă-i un pic, mane. Mamă, frate, m-au spart ăștia. Mamă, dacă vine asta din... Mă știe asta, mă. Bă, ce mă știe asta? E inside. Da, că știu că e inside, dar... Mă, e și city. E și heaven. Ce... Pârlit e ăsta. Hai, dăm pic, dăm pic, dăm pic, dăm pic, dăm pic. Hai, Dario. Stai, plantează, plantează, să-mi dea la pic doar. Uite, mă, când are... Bă, ăla are, are dita mai wall-ul ăla, mă, frate. Mamă, ne-a spart, ne-a spart, ne-a spart, n-am smoke, n-am smoke. Mamă, futuirea asta în cur. Bravo, ultimul side. Bravo, mane, bravo. Good half. Hai, mă, că iese bine meciul ăsta, iese bine. Și acum cu USP-ul, ia ce setări am pe USP. Îi rupem cu setările de pe USP sau saluti? 0-5 pe cap. Hai, mă, că-s bune. Îi rupem. Bă, mane, ce zici? Hai, spune-mi un pariu acum. Păi n-aveam backtrack cu calume, gata, de-aia nu intră. Ce zici? Au MG-ul după meciul ăsta? Am jucat 5 meciuri, 5 meciuri, 5 meciuri toate win cu 30 de kill-uri plus. Ești nebun, pe dacă nu iau MG-ul după meciul ăsta mă împușc, că vreau să fac auto global pe contul ăsta, să-l fac global doar din legit taking. Da, să nu mai scadă transfectorul ăla, știi? Dacă scade transfectorul ăla iar, game over. Hai că ținem molul activat, să vedem cum dau băieții pic. Sunt toți pe ea, toți pe ea, toți pe ea, vină repede pe ea dacă nu ești pe ea. Sunt. Sunt toți băieții pe ea. Unul mort, pe al doilea, oh, trei, doi morți. Mamă, cât de prost trage legit butu. Ok, bravo. Vreau să dau jump shot. Ua, ce jump shot am dat, mă. Așa am făcut, am sărit și am dat așa cu aia. Oh my god. Mamă, n-avem niciunul ban de AVP. Ai văzut că s-au ieftinit M4-urile? Eu nu știam până acum, ci că update-ul ăsta e vechi, dar eu nici nu știam de el. Da? Mhm, e 2900 și era 3100. Deagle-ul. Deagle-ul, dacă s-ar ieftinit la 200, ce fain ar fi. Da. Adevărat. Au făcut ăștia gen boost la... la chestia acurateți. Dar da, au fi un pic, acum trebuie să stai gen să sari drept, gen nu poți să sari în dreapta sau în stânga. Mhm, dar nici drept nu mai merge 100%, să dai. Nu. Mamă, what? Poți să te urci pe aici? What? Ce-am făcut? Uai, ce schemă am făcut? Păusem o schemă, nu știu cum a aruncat ăsta. Cred că-s PB. Hai să ne activăm rundele astea, să nu mai lăsăm să câștige, că e groasă treaba, mane. Că numai o rundă, vezi că se activează și ne-au rupt pe toți. Cred că dau rotate, ba? Sau? A, nu. Crezu că dau rotate. Ai, dracu, coai. Wow, mamă, coai. Fiane, mă, mi-a dat mare Free Fire ăla cu scout, ești prost. Bravo. Ăsta e mort. E mort, omul. Oh, ok. E prăjache cu ăștia, mă. Bedes ăla. Nu Bedes. Mortul. Pe ăla cheamă Mortul, măi, român. Nu e din Portugalia. Mamă, 500 de ore. Hai că am dat și noi, frate, de 500 de ore. Omul are serviz... Băi, ești nebun la 500 de ore? Bine, eu am 300 și am serviz medal, deci na. N-ar fi ceva... Plantează, nu. Nu, mă, da. Bă, ăștia au cot. Cel puțin doi dintre ei au cot, frate. Ăla mi-a dat. Tu știi ce Free Fire-ul e și pe mine. O ieși Free Fire, nici nu m-am apucat să mă duc pe perete că mi-am luat cap cu scout-ul. Hai să zice că a fost bulan, dar... Ia fiind că-l știi aici. Mamă, dar merge și ăsta fără și fără nimic, o sări, n-are nicio treabă, mă, frate. Bă, tâmpitule, bă, coaie cât de slab e ăsta, bă, frate. Nici adică. Și amândoi sunt în... E paralizat ăsta, mă, frate, ia fiind cum este. Da. Nu a ieșit acum. Îți terminați ăștia, mă, frate. Deagle și luăm runda cu Deagle, umane, ce zici? Da, și le dăm niște tapuri. Hai să le dăm niște tapuri. Mamă, eu am pe Danger Zone Sprinting Hare 2. Ești nebun? Ce rank ai pe Danger Zone? Pe Danger Zone, pe contul ăsta n-am, am pe main. Am Howl Fire, ceva de genul, mai sus. Și Hunter Fox la 2 parcă e cel mai bun, sau? Hunter da, Fox. Nu mai știu exact, că nu prea am. Nu, Hunter Fox Elite parcă, sau ceva de genul. Eu vreau pe contul ăsta să fac global și Hunter Fox 2 de ăla. Mamă, mane, păi stai că eu ți-ai... Mamă, mane, păi stai mă, frate! Bă, mane, mă, ce faci, bă, mane? Eu ți-am zis tapuri, dar... Mamă, ce flic am dat la asta, uite așa am făcut cu aia, uite așa am făcut. Mă, de ce? Mă, coai!
I-am vrut seara că mi-am dat ăla și ți-am dat și ție, bă. Bă, beta-ul, uite așa am făcut, bă. Ia de, tu vezi? Uite un pic la mine, în stânga. Tu te uiți, mă? Ia. Așa, așa am făcut ăla. După aia, după aia, așa. Și ți-am făcut și ție, așa, coaie. Mamă, frate. Bă, coaie, cum vă să ai atâta noroc? Să dai și la ala frâng? Dar el, de fapt, el crede că e bug de la server, dar era mare legitant. Și al tras el. We had crosshair on you all time. Nice servers. Dar și eu am legit. Ia vino cu asta, spui dacă fac urât. Ia spune, că și ăsta cred că are legit. Dar mi-e frică să nu facă urât, să-mi iau drept cu bania. Vino. Dar l-au păciuit la Unity, gen, n-au mai făcut update. Aia de la Unity, de la legit. Despre mid, despre mid, despre mid, doi. Unu mort. Am tras pe lângă ca să nu... Bă, dar eu am ținta la cap pe Diego, asta mă enervează. Să nu iau drept cu ban. Ia să-mi spui dacă faci urât, mane. Ia. Uite, știi cum să-l pui forward. Ia zi, fac urât, zi, uite ce forward, vede. Mi se pare. Fac urât, uite la mine. Fac urât? Se întâmplă ceva acum? Nu se vede. Nu. Ia încearcă să-mi tragi una în cap. Ia, stai să-mi pun third person, nu? Ba nu, ia încearcă să-mi tragi una în cap. Aha, o, am înțeles. Nu mai merge. Înțeles. Mare lege. E GG și mai am și 27 viață acum. On face it, you already died. S-au enervat, mă, băieții pe noi, frate. Na, am înțeles, zis-o peciui, dar încă e acolo la... Bine, scrie... Da, de... iau LBA-ul vechi, care îl foloseam eu înainte. Mhm. Azi, mani, că... Na, bă. Băi. Îmi iau și eu invite în skit, îmi dai tu sau AD și rupem după aia. Mamă, o să fac numai troll-uri de alea cu legita AU cu aia pe matchmaking. Aoleu, de-abia aștept. Și să ne băgăm la HVH și chestii de alea. Oh, oh, bossule. Adevărat. S-a enervat ăla iar pe tine. Că nu mai am gloanțe. Bă, ăsta e prost, de ce nu o dă arași pe mine? Mamă, cât de prost e ăsta. Putea să dea arași, să mă rup aici, nebun, dar nu o dă arași. Mamă, dacă nu fac și eu AMG-ul ăla după meciul ăsta. Only Deagle, nu mai da, mă, nu le mai da așa. Stai. He is Deagle God. Mamă, frate. Ești Deagle God, mane, ești Scream. Da, adevărat. Mamă, dacă fac MG-ul după meciul ăsta, e GG. Parabam, pam, parabam, pam. Mamă, bă, dacă nu fac DMG, auzi la mine, am zis DMG sau MG? Cred că am zis DMG, nu știu de ce am impresia asta, dar... MG. MG? Cine tragi, mane? Nu-i urât. E unul acolo sus, la bus. Ha, 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 busted. Hacks. Motherfucker, cred că a văzut că scrie Gameses.pub la tine pe profil, mane. Ce ai făcut? Te-a demascat, omul. Te-a demascat. Ok, doi morți. Nice. Te-a demascat, mane, omul. Te-a rupt. Adevărat, m-a demascat. Te-a demascat. Unde, unde? Nice, bine, bă, băieți, bă. N-ai, mă, n-ai cum cu băieții, n-ai cum. N-avem și noi pe aici un AVP ceva? Hai că avem, dacă e. A, pot să-mi iau eu, nu-i problemă. AVP-ul, Simov ăsta, m-a întrebat lumea în comentarii. Adică bine, m-a întrebat unul, de fapt, că nu au fost toți. M-a întrebat, mane, cum ai Simov-ul așa? E model de la Unity sau? Și eu am AVP Battlescared cu aia. Da. Ăla n-a văzut în viața lui un AVP Battlescared. Să mor tu că ție ți-a dat report cu aia și am și mai multe hero decât tine. Și am dat-o și mai obvious. Bine, tu ai dat o rundă aia urât, știi? Vezi ce contează, mane, o rundă? Poți să joci tot meciul, să faci multe hero-uri, că dacă dai o rundă obvious, s-a dus totul. Vezi? Te-ai dat doar o rundă obvious, eu am jucat tot meciul și am făcut kill-uri. Unde-s băieții? Nu, mi-a dat pentru ăla de la boost. Zici tu? Da. Ok. Ia să vă, nu pot să fac ceva aici, geam să ajung. Ah, ok, dacă puteam să fac chestia asta, eram boss de boss pe movement. No, mă moară ăsta, mă moară, mor, da. Minus 88. Vreau să fac spray cu Deagle, mane. Am mă, că luați mânta asta. New accounts. Ha, 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 ha. Silvers. Ha, ha, ha. Bine. Revoltados. Mine. New account. Să le arăt... Să le arăt la ăștia. Ăla nici n-are loyalty badge-ul cu aia. Cum nu-l are? What the fuck? Hipoz ăla. Are două servici medaluri, dar n-are loyalty badge cu aia. I have loyalty badge, lmao. How is mine a new account?
Mama, dar ce vorbesc ea? În ce limbă vorbesc ea, băi, MMG-ule? Spaniolă, ce dracu? Păi spaniolă îmi pare și mie, să mor eu. Spaniolă îmi pare și mie. Prefăte că-l găsești acolo. A, acum, acum îl vezi dacă dai. Dar nu, mă, nu, nu. Hai că l-ai văzut, l-ai văzut, băi, că-o tras. Dă-i. Bă, cu ei, mamă, ce da pic, cum? Da, dar știe cu aia, știe. Știe că ai trigger bot? Nu, dar mă știe, gen... M-a știut, nu știu cum dracu. Mamă, asta nu e arun, da, mă. O să-l audă când pic aici, fii atent că-l aude. L-auzi, gata. Am afas și sunet, mane. Zic că-i side, zic că-i side, stânga, stânga. Side, bro. Ce cum o zic aia? De la e tine? E după cutie, da. It's behind the box, zic că e behind the box, behind the box, behind you. Păi spune, bă! Mă, de ce nu i-ai spus? Da, i-am spus. Trebuia să spui că e behind the box. Păi ăsta e prost și nu se uita în side. Dar oricum nu mă ascultă ăștia. Mă fac prost și ăsta. Hai, iară, Deagle V2, mane. Hai, acum încerc să dau și-o mai multe tapuri. Bă, frate, mă, trebuia să i-i spui. Nu mai dau cu Deagle-ul, gata. A, dau luat cu AUG-ul. Măcar să faci două kill-uri, mă. Măcar două kill-uri să faci, mane. Oricum fac, nu e problemă. Știi că să nu dureze meciul chiar o oră. N-am chef de meciuri de alea, 14-16. Am bust acolo, l-am bust acolo. Hai, mane, dă-i pic. A, nu mai e acolo, ok. Băieții, nu dau pic pe niciun de om, frate. Oamenii știi ce fac, stau tactică de aia să mergem noi să verificăm AUB-ul și după aia dau ei rush. Stau în bază până verificăm noi și după dau rush oamenii. Sunt terminați. Mamă, sunt pe B ăștia. Păi ăștia dau așa rotate-uri, n-au treabă. N-au treabă ăștia, mă, dau rotate-uri cum au ei chef. Bravo, Punix. Mamă, e unul aici. Cer să-l iau eu cu Deagle-ul, dacă îmi permite. Unul mort, doi morți. Trei morți. Bine, mă, mane, mă, rupem cu Deagle-ul. Luăm AVP, AVP-ul Asimov-ul meu. Ha, 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 ce râd aia. Aim looks, aim look. Ce râd aia, coaie. You mad? You so mad. Ha, ha, ha. Mamă, săraci de ei, mă, frate, mi-e și milă de ei. N-au cum, n-au cum să mă baneze într-un match. Da, pe nicio. Poți să stai liniștit. Cu e pesimos, all die of COVID and your families. Uite cum a scris families, bă, săracu. Hai să nu... Ok, unul mort. Oh, uite, mamă, l-ai bătut pe ăla când... Ok, ăla nu mai are trebuie să dea pic. Sau nu, bine, e și fire-ul ăla acolo. E acolo, mă? Sau numai așa? Sau numai așa, să-mi bat piciorul, așa fac. Uaaaaa, ok. Ok. E unul aici? Ah, lol, chiar aici. Ah, am înțeles. Ok, GG, mă. Bă, dacă n-am luat MG-ul ăla... Bă, MG, frate. MG. Na, băi. Băi, Gaben. N-ai luat? N-am luat, frate. Tu ai luat? N-ai luat. Bă, mani, ce e asta? What the fuck? Eu nu înțeleg cum merge chestia asta cu rancurile. Mi-a luat și prisma. Ah, și am luat chroma, ok. Tu ai rank 8, de auzi, auzi, bă băieți, frate meu, ai rank 8. Bă băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă mai vreți episoadele genul, dați frate și voi un like și un subscribe. Nu uitați să votați acolo în descriere dacă vreți episoade full sau episoade de alea editate, etc. Și noi ne vedem data viitoare. Salut! Salut!